Deci, din partea mea, voi începe totuși într-un alt ton, prin a spune că îmi pare rău că domnul Danea nu este alături de noi. Pe această cale îi transmit și pe această cale multă sănătate prietenului și colegului meu Cristi Danea. Sper să reînceapă cât mai repede activitatea, pentru că este nevoie de o persoană și un viceprimar precum Cristi Danea la administrația ploieșteană. Acum, raportat la ceea ce a spus domnul Botez, sigur sunt multe de spus, sunt multe teme care au fost atinse și în discuțiile anterioare. Iată că ne vedem din nou astăzi. Poate că este o lună de când am avut o ultimă astfel de conferință, tot în acest loc, poate mai puțin, dar aproape o lună, cred eu. Lucrurile au rămas în continuare și problemele sunt în continuare aceleași neschimbate. Și aici o să mă refer la situația celebră, situația DDD-ului. Știu că domnul primar la un moment dat a invocat o eventuală posibilitate pe care dumnealui și-o asuma să o pună în practică, lucru care nu s-a întâmplat și nici nu avem o explicație pentru ce anume, care este motivul pentru care nu și-a dus la îndeplinire ceea ce a promis, faptul că va găsi o rezolvare pentru, măcar pentru o perioadă, pentru deblocarea situației celebră dezinsecției de ratizare. A doua problemă pe care eu o constat și nu înțeleg care este motivul pentru care nu se rezolvă, este problema traseului 102:2, linii de tramvai 102:2, gara de nord și gara de vest. Acolo lucrările au fost finalizate, am înțeles că eventuale, eu știu, mici probleme apărute au fost rezolvate, au fost soluționate de către constructori, de toți cei care